În anul 1689 s-a născut Montesquieu, a fost una dintre cele mai complexe și importante figuri ale Iluminismului francez. Opera sa, Scrisori persane, s-a bucurat de un succes imens și imediat. Carta este compusă sub forma unei colecții de scrisori despre care se presupune a fi fost scrise de către călători în Persia și de către prietenii acestora din Europa. În anul 1848 s-a născut Ioan Slavici. A fost un scriitor, jurnalist și pedagog român. Printre cele mai importante scriere ale sale se numără romanul Mara sau nuvelele Moara cu noroc și Pădureanca. În anul 1892 s-a născut Oliver Hardy. A fost un actor american devenit celebru în cuplul de comici Stan și Bran din anul 1927 până în anul 1951. La vârsta de 13 ani, a urmat cursurile colegiului din Georgia și a dat seama la un moment dat că trebuie să fie pe propriile picioare și a început să se promoveze sub numele de Oliver Norval Hardy. Numele de Oliver fiind adăugat ca un tribut pentru tatăl său. În anul 1904 s-a născut Cary Grant. A fost una dintre marile stele americane de film ale Hollywoodului de altă dată, laureat al premiului Oscar. În anul 1916 s-a născut Silviu Brucan. A fost un nomenclaturist, ideolog comunist și analist politic român. În luna noiembrie anului 1988 a ajuns la Moscova, unde a avut o întrevedere cu Mihail Gorbaciov. A revenit în România, unde în luna martie anului 1989 a fost unul dintre semnatarii scrisorii celor șase demnitari comuniști împotriva lui Nicolae Ceaușescu. Imediat după Revoluția din anul 1989, a fost membru pentru aproape două luni în Consiliul Frontului Salvării Naționale, după care a demisionat. A devenit analist politic și autor al mai multor cărți despre comunismul din Europa de Est. În anul 1955 s-a născut Kevin Costner. Este un actor, producător și regizor de film american. A primit două premii Oscar, inclusiv pentru filmul Dansând cu Lupi. A mai interpretat roluri în filme precum Incorruptibili și Body. Guard. În anul 1978 s-a născut Bogdan Lobonț. Este un fotbalist român retras din activitate, care a evoluat pe postul de portar. În plus, a jucat pentru echipa națională de fotbal a României din anul 1998 până în anul 2018. A petrecut 8 ani la echipa italiana Seroma, de la care s-a retras tot în anul 2018. În anul 1862 a murit John Tyler, a fost cel de-al 10-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. John Tyler a fost primul președinte american născut după adoptarea Constituției Statelor Unite ale Americii și primul care a ocupat funcția datorită decesului predecesorului său. În anul 2009 s-a stins în viață Grigore Vieru, a fost un poet român din Republica Moldova. În anul 1993 a fost ales membru corespondent al Academiei Române. În anul 2011 s-a simțit în viață Cristian Pațur că a fost un cântăreț, compozitor, revoluționar și pro-democrat român. Este autorul imnului Golanilor, precum și al altor piese cântate la manifestațiile din piața universității în perioada aprilie-iunie 1990. Mai bine caimala decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort

În anul 2017 s-a stins în viață Ion Besoiu. A fost un actor de film, radio, teatru și televiziune de origine română. În anii 70 a jucat în serialul Toate pânzele sus în regia lui Mircea Mureșan, în care i-a avut drept parteneri pe actorii Ilarion Ciobanu și Jean Constantin. Câteva dintre filmele în care a mai jucat Ion Besoiu sunt Furtuna, Neamul Șoimăreștilor, Haiducii, Răscoala, Mihai Viteazul, Ciprian Porumbescu sau Ion, Blestemul Pământului, Blestemul Iubirii anul 1778 exploratorul englez James Cook este primul european care descoperă insulele Hawaii pe care le numește insulele Sandwich în anul 1844, la Iași, se joacă în premieră comedia lui Vasile Alexandri, Iorgu de la Sadagura, prima scriere dramatică originală a lui Vasile Alexandri, considerată drept piatră de temelie a dramaturgiei românești. În anul 1847, Franz Liszt concertează la Iași, în casa vistiernicului Alecu Balș, unde face cunoștință cu Vasile Alexandri, Gheorghe Asachi și Costache Negri. În anul 2005, compania Airbus a lansat la Toulouse avionul A380, cel mai mare aparat de zbor din lume destinat transportului civil.